Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Revenim la cuțite. Banda se pune în mișcare. 15 jurați de astăzi s-au decis să vedem pe ce nuanță de culoare. Ce vrea Dumnezeu? Ce vrea Dumnezeu? În sezonul 10, după 16 probe tremuri la bandă, am 5, Dumitrescu are 6 și Bonte are câte? Câte are Bonte? Să vină farfuriile, băi nene, bă, să vedem dacă astăzi am avut și noi mare noroc. Și la Cătălin mi-a plăcut care, și la Florin care, și la noi a fost puiul bun, mai mult sos ar fi trebuit, dar ăla bun, în palanta aia bun. Auzi, bă, Bontea, după vreo 2-3 beri, crezi că mai asomnul? Oh, dar cât optimist, șef! Te asomnul oricum pe tine, echipa ta va fi la duel, eu așa cred. N-ai nicio siasă, ne dă ăsta cu cheeseburger în cap. Toți am avut elemente drăguțe în farfurii. Astăzi, având burgerul ăla pe masă, mă aștept să câștigăm. N-ai cum să nu câștigi cu hamburger. Îmi pui mie hamburger, ți-am dat notă maximă. Și eu cred la fel. Ai mei cumva sceptici și eu puțin așa, știi? Dar am spus că la noi chiar erau toate preparatele bune. Vă zic, băi, eu prefer egalitatea astăzi, că știu că e greu cu Dumitrescu. Foarte greu cu el. Dar în galul ăla mare, să am 4-4 și să aibă restul 3 și așa mai departe. Să băgăm o jumătate de echipă, că e un avantaj, un atu, nu mergem toți la individuale. Nu știu dacă șanse avem că e ca la nebun, dar mi-ar plăcea să stăm de gen. Mi-ar plăcea să intre prima Argentina, așa. Să știm că nu o luăm la zero, ceva? Nu, nu cred că o luăm, nu, că am avut și noi mâncare bună, nu putem să o luăm la zero. Doamne ferește, terminăm tâmpenile, Gabi. Prima farfurie. Bine! Gata, mă! E bine! Ai de capul meu, deci mă dau de păreți. Bă, ești nebun, am început în forță. Și ieri am început cu dreptul, așa că cine știe ce va urma. Așa astăzi, să fie la noi și aia. Îți dai seama, trei la rând, cum ar fi? Dacă câștigă iarăși ăsta a treia consecutivă, nebunesc. N-ai cum. Vă spun eu de la ce, empanada e bună, mă. Eu când dau de una nasoală, îi spun pe nume, dar când dau de una bună, o laudă mor. Deci dacă câștigi trei consecutive, te strâng de gât. Să spun aici, șef. Ne bucurăm împreună, șef. Poate au ținut cont că am avut și greu, mă. Hai. E ok, e prima. Nu mai avem multe. Hai cu farfuria noastră. Noi am avut și noi două legate? Nu. N-am avut. Niciodată. Cred că am devenit imun la treaba asta. Le-am doresc să câștig pentru că nu mai suport. M-a săturat să pierd. Avem azi și mâine, că lucrează și cu noi. Ai fi, da. Să nu ne uite. Poate că șansă întorse cum am. Hai, trei la rând ar fi forță. Era făcut, mamma mia. Direct în Panama ne ducem. N-are. Mamă, ce tăcut, suntem aici în mijloc. Alo! Ia vedeți, bă, că voi trebuie să spuneți vai de voi. Că nu s-a terminat proba. Nu s-a terminat proba. Mi-ar plăcea mai mult să spun vai de voi. Mă mai intrăm în Argentie. Ia? Reparat, mulțumim! Avem o farfurie și cred că mai sunt multe de pe lângă asta. E complicat cu ăștia, mă. Am un vis! Vai, șef, vino aici. Asta ne așteptam și noi la roz. Ai, hamburgerul e capitan, să știe. E greu cu cheeseburgerul ăla acolo, e greu al noi. Au avut avantaj. Dacă știai cuvântul Globetrotter, nu tot s-o aluai. Doar știam cuvântul, abar n-aveam eu, nici nu mă gândeam la așa. Păi mă bătea Gigi dacă nu luam SUA. Doamne, alegeam eu, săream eu SUA. Aș fi luat așa, SUA, Mexic și India. Dumitrescule, de ce nu ne-ai dat, mă, Mexic? De ce să-ți dau Mexic? Haide, Gigi. Haide, bânduță haide, frumoasă, dă-i din tine, dă-i din tine, Argentie. Avem șanse, știi, el tot spunea că speră la un egal. Și eram acolo, că eu sper să câștigăm. Trei la rând ar fi superb. Haide, era... La revedere, stați acolo liniștiți, mai intrați și voi la duel, că sunteți suficienți. Ei, dacă mai mult și astăzi la duel, da. Oh, Dumnezeule mare, următoarea farfurie, adică cu numărul 3. Ce? Roz. Păi, iară la zero, mă? Păi, deja două, una și noi zero. Zero nu luăm astăzi. A? Astăzi zero nu luăm. Farfuria numărul 4. Ma! Roz. Tot roz? Doamne, stai să poate, merităm. Asta e clar. Nasoală asta. Eu tot am luat o farfurie, țin un Scălătescu. Vezi, cred că mă depășesc astăzi. La Scălătescu chiar niciuna. Zero. Când a intrat și a patra, am zis, ok, iar o fură în grav.
nu cunoaște nimeni țării, deci poate nu înțelege nimeni ce noi am gătit. Iar 0-2, n-are cum. Auzi, bă, dacă luăm 0 înseamnă că suntem, noi suntem de figurație aici, de ce? De umplutură, de ce dracu suntem? Dar nu cred că ai 0, mă. Păi asta o să fie nasola. Oricine avea America și da, și eu cred de la fel asta. Nu v-ați sătura, băi, oameni, mândi atâta burger? Tare mi-e frică să nu câștige Rozu și seara asta. Doamne, au cartofi prăjiți cu burger. Burger și tataki, ia cum sună asta? Burger, tataki, chicken masala. Bă! No connection, no nothing. Cu zero barat al tău de sus de acolo, mă, depășești de asta. Azi ajungi la 3 fără nicio farfurie. Eu toți pe șef. Și eu. Deci eu vă zic de acum să gătiți. Curat, gustos. Deja șef ne pregătește de duel. Aveți grijă ce faceți. Farfurii frumoase. Să vă întoarceți acasă. Ce să mai... Dacă nu intră galben, acum e pa, la revedere. Roz! Pam, pam! Super! Încuște papriat, nu? Băi, una după alta! Hai că vă duceți bine, cred că ne bateți la fundul gol. Bine, naibii, că a intrat o farfurie măcar. Deci, bă, ce mai sunt șase? Jesus, sunt deja 4 farfurii la roz. 4-1-0. Suntem praf. Dragii mei, noi vă spunem mulțumim că ne-ați lăsat să participați lângă voi. Eu sunt în asentimentul lui Cătălin. Da, s-a cam dus. Mă așteptam să intre una, cel puțin două. Mă așteptam să intre ceva, dar nu zero. A avut burgeria, ce naiba așa? Burgerul, da. Burgerul, tonul care a fost da, bun. Bun, burger, ce naiba? Ce? Noi în ultimele zile, chiar și ultima victorie pe care am avut-o, a fost tot la 4-3-3. Și n-am mai reușit să depășim de foarte mult timp cifra 4 la voturi. Hai că nu stăm rău, burgerul bate! Băi, așa a zis și ieri, mă. Și acum două zile la fel am ajuns la 4. Și ieri la fel ne-am ajuns la 4. Data trecută știam ce am avut în farfurie. Nici acum n-a fost rău, dar e greu să cred că ne putem bate cu un cheeseburger. Ăștia cu burgerul lor ne aruncă în aer. Individuală scrie pe noi. Ce să mai vorbim? De milă cred că ne dau și nouă o farfurie. Cătălin, crezi că ești la al treilea de dublu zero? Ce sunt zero barat. Noi măcar am luat una, nu o luăm la zero. Zero, zero, zero. În cap astăzi. Totuși, mă uit pe tabel, mai văd 6 farfurii. Băi, speranța e mine, haide că poate, poate. Dacă mai luăm una, ne-am depășit condiția în ultimele 3 zile. Nu dracu să nu mai lasă, mă. Ne mai trebuie una singură ca să avem victoria, sigurată. Da, dacă mai ia Dumitrescu una, gata. Bă, da, zero, s-a îmbat picioarele, dar ce dracu, mă? Auzi, mă, n-or fi recunoscut țările, bă, că la voi am mai fost, uite, Panama, Japonia, SUA. Păi da, șef, dacă avem un șef deștept și a ghici-ghici, tu aia ce să facem acum? Aoleu, taci tu, taci, că mă enervezi când vorbești, dar te mai văd la față. Așa asta, farfurie, la noastră șef. Aurie. Bine, mă. Deja mai sunt 6 farfurii, a intrat și a noastră. Bravo, rățușcă, mac, mac. Uite că ne-a venit și nouă, în sfârșit. Și de Dumnezeu și intră una galbenă. Zic, hai că ai scăpat și tu. O împing un pic. Că... Las-o aceea, las-o, că nu se întâmplă nimic. Cade. Las-o! Gata. Cădea și ea, cădea. Să vă pe la cap. Ia-ți-i, dragă, ai și tu surori? Au și ei una, avem și noi una, au avut și greu. Ce vreau, au făcut și ei din... bici, cum ar veni, merită și eu farfurie. Bă, dar ce dracu... Cred că așa rămânem. Deci ca să mai fie vreo șansă... Să le luăm toate. Mă, 4 în tot. La 5 farfurii se poate întâmpla orice începând de acum. Nu putem să predăm armele până nu vedem că s-a încheiat jocul. Poate na, nu sunt fan burger și poate chiar nu câștigă burgerul. Și sunt 6 farfurii, mai sunt 5 de intrat. Intră alea 5 așa de... Zici că sunt fetele de la Căpâlna. Na 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 na. Bă, ești prost? Opa! Bă! Bă, ce dracu, mă! Doamne! Eu n-am înțeles nimic din farfuria lor, n-am înțeles nimic. Nu cred că ia două farfurii, sper să se oprească naibii. E deranjant.
Știi că muncești ca un disperat să faci tot ce stă în putință să câștigi și o conservă cu un năut trasă la tigaie, ajunge să ia voturi. Zic clar, trebuie să intre și în Argentina acum. Nu, e clar, stai liniștit că să ce la vot. Auzi, Dumitrescu, încep să mă dau ușor cel în spate, că nu mai înțeleg nimic, sare leu. Voltea, mai ai toate șansele. Eu, uite, mă duc acum la pariu și pun pe tine. Ești nebun, aș vrea eu. Eu pun pe Dumitrescu. Toate la el. Bă, de ce mă să intre toate la el? Bă, de ce să intre toate la el? Da, da, să mă pisă. Fai de capul meu. Trebuie să-mi asum tot ce se întâmplă, asta e problema. Că dacă pierdem cu burger, trebuie să-mi o asum. Da, înseamnă că a fost nașpa burgerul, dacă nu câștigă. Nu! Și a fost nașpa. Ghinion, dă-ne șansă. Dacă până acum au câștigat burgerii de fiecare dată, nu știu. Dar acum asta a fost înțepătură? Îmi pun sfaturile mele cu Oxy. Nu mai sunt simpatici, adică vin de acolo, de undeva, din inima ficatului, să zicem așa. Dar dacă pierdem... În fine, las-o așa. Încerca să dea vina pe mine, dacă vine să credeți că eu n-am pus sare pe cartofi. N-are rost. Chiar te rog. A devenit foarte obositoare și poate ar fi mai bine să nu mai discutăm nici în timpul liber, mai dacă e cazul în grup. Da, brigheți. O să câștigăm cu chicken tikka și cartofi fără sare. Am pus sare pe cartofi și am pus și condimente de cartofi. Se vede clar pe filmare dacă m-a prins vreun cameraman. Efectiv, m-am întors și puneam și... Efectiv, am pus și un condiment pentru cartofi. Am acolo dovezile. A spus ea că intenționat n-am vrut să pun sare pe cartofi. Habar n-am ce e în mintea ei, dar ce e drept e că i-a spus lui șef că eu n-am pus sare pe cartofi. Dacă vrei, mă duc în cămară acum să-ți arăt pliculețul că l-am pus la loc și este rupt. Eu nu l-am aruncat la gunoi. Și mai tu sunteți 5 farfurii. Dar n-aveți sare, să știi că n-aveți sare. Aici dar i-am pus sare. Poți să convin în cartofii n-aveți sare. Nu m-a văzut, a spus că cartofii au fost nesărați. L-am întrebat șef la cartofii wedges, știu că se blanșează în apă sărată și apoi se bag la prăjit. Și a spus că nu era timp pentru asta. Deci cam aici este conflictul. Gustat noi din farfurie, n-aveau... Am înțeles, șef, dar asta nu înseamnă că nu i-am pus sare. A, Oxy clar are o latură, nu malefică, e mult zis, o latură așa de copil care dă cu mingea, sparge geamul și fuge și râde. Clar o face, o face voit! În principiu, vinovat ar fi cel care s-a ocupat de farfurie integrală, anume Oxy, că nu a verificat ca cel delegat să facă tot ce are de făcut. Deci, mai mare vină are Oxy decât Brigita. Deci mi-ar prea jurău să pierd cu ceapa aia. Chiar mi-ar prea rău. Ia mai terminați, băi, odată, zic! Pe bune, acum v-ați găsit să vă certați? Ce dracu, mă! Ideea e că ele două au așa o interacțiune de-asta negativă care nu face bine echipei deloc și nu-i momentul când vin farfurile pe bandă. Și, frate, acum momentele astea fix asta ne lipsește. Ce? Să nu fim pozitiv. Bă, râdeți, mă, și enjoy the moment. Să vezi cum câștigăm acum, ia. Îmi doresc egal astăzi. 4-4-3 să fie. Sunt mari șanse de egal. Poate se îndeplinește lui șef visul de egal. Acum să mai intru și pe la noi. Bine, pă, nici un 5-4-2 nu mă supără. Pe noi nu ne-ar feri nici un egal astăzi. Pe noi nu ne-a întrebat nimeni. Nu suntem în cărți. Stai liniștit că acum intră toate Argentiei. Ta-n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 a. Vai, Dămitri. O, lasul. Aurii, nu cred. O, diamantul, da, uite diamant. 4-3-1. Intrăm la duel indiferent ce s-ar întâmpla. Facem pas. Deja se bat între ei, Roz și cu Aurii. Noi, clar că am pierdut. Opa! Și că m-a dus la diamante la Burkina. Din acest moment se poate întâmpla orice cu această jurizare. Sunt 8 farfurii, mai sunt 3 de intrat. Poate să fie egal. 4-4-3. Bag jumătate de echipă la duel. E ceva. Bă, n-am mai câștigat de-l mai țin minte când. Hai, Teancu, hai, Teancu, hai, Teancu. Dă-ne o farfurie, te rog eu din tot sufletul meu. Dă-ne și nouă farfurie. Fai de capul meu. Eu deja încep să mă sperii. Păi așa am pățit și ieri. La 4 farfurii, la noi nu suna bine. Spune-mi, te rog frumos, că nu intră acum un teanc de farfurii de altă culoare, că nu mai pot să mai suport să mai văd asta. Deci ne rugăm. Dă-i, Doamne, să nu mai ducă la șef Florin. Că dacă mai intră la el... Ce m-a făcut Dumitrescu cu gogoșoaia aia de burger? Ce să-l bați, mă, pe ăsta? La 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 la. Și mai urmează încă o aurie. Ia vezi, mă. Ia noastră.
Vai de mine. Bă, lasă. 4-4-1. Bă, stai mă, că nu e de joacă. Până acum au venit 0 farfurii dintr-o dată vin toate. Doamne, avem 4 farfurii. Wow, suntem la egalitate cu burgerul. Burkina Faso, Trinidad Tobago, ce să zic? Nu venea să vezi ce se întâmplă. A fost o galbenă. Deci ia să vezi tu că avem șanse. Eu deja m-am luat căldurile. Nu ai cum, șef. Ce? M-am enervat, Maxim. Băi, lasă-o! Iar, frate! Burkina Faso, Bangladesh și Trinidad Tobago. Ce sunt astea? Cum au jurizat în funcție de dificultatea țărilor? Mai sunt doar 2 farfurii. E clar, noi suntem la duel, toți intră la duel, că suntem pierzanți. Păi dacă noi facem 3 farfurii, și el 4. Ei au câte 4, noi suntem echipa care a pierdut practic și intrați toți oricum la duel. Deci oricum sunteți la duel. Da. Păi nu știam asta. Dar și eu acum mi-am dat seama. Știam asta și tot speram că intră jumătate de echipă, da? Hai să intre un ofițer. Sunt foarte curios ce se întâmplă. Chiar curios cine câștigă. Sunt 9 și mai sunt 2 farfurii acolo. Dacă ne mai intră unul. Sunt 2. 2 rățuște? Unu. Mamă, deci dacă nu avem una de acum, suntem la individual. Poate. Ia uite-te până asta, să vezi cu filtrul galben. Mama mea. Una la Bontea și una la noi sau 2? Deci dacă intră de la mine, Doamne ajută, sau Doamne ajută dacă intră de la Argentiu, fără rost. Dacă intră una la șef Florin, suntem, papa, la revedere, toți la duelos. Bontea la duel, noi nu. Nu mai înțeleg nimic, șef. Sunt pe lângă și asta e. N-am ce. Nu mai înțeleg. Galben? Bine! Bine! Atunci, de fapt, a început o stres, să zic. Nu se poate. Mai era una. Hai! Deci intrăm la două. Bă, și mai una. Am zis că ne dă Dumitrescu farfurile în cap. Și eu am zis la fel. Băi, deja a luat conducerea, nu pot să cred. Au trecut deja burgerul, frate. Din meselia de la Roz, să mai auzea nimic. Era pe genul, ce faci? N-ai cum, bă. Tot ce sperăm e să mergem la duel, dar să fie egal. N-avem ce să mai câștigăm. E clar că intrăm la duel, să vedem acum cine intră. Doar jumate din echipă sau toată echipa. Deci oricum intrăm la egal sau pierdem. Vezi că are toate șansele să câștige grasul. Mai cum, domn. Ideea dacă intră la tine sau la Scărlătescu, asta e. Fosta mea echipă acum conduce și chiar sper să câștige, adică sper să intre tot la ei să nu fie egal. Că dacă e egal, intră toți, așa măcar să simtă cineva că s-a câștigat. Bote, acum ar fi mă să intre ultima la tine. Păi, echipa mea intră la duel oricum, indiferent ce ar intra. Acum contează cu cine intrăm. Mai una. Ideal ar fi să fie la noi. Uite, bă, trezește-te! Ce dracu, m-am săturat de duelul cu pana mea. Ai săturat de duelul? Ar fi al cincelea. Nu vreau să fie egal, că asta înseamnă că tot merge cineva de la noi la duel și nu mai vreau, nu mai vrem niciunii, nu mai putem. Cu cine ați vrea să intrați la duel? Pe egal. De acolo. De unde alege, pe făraș. Hai, tăticule, hai cu noi, hai Burkina. Hai, te rog eu frumos să câștig și eu numărul 6. Noi trei am râs ultimile oi bete. Atât de tare mi-am dorit, este efectiv cea mai frumoasă victorie. Dintre toate ne-a dat pe spate. Deci, Doamne, fericire maximă. A dat Dumnezeu și măicuța Domnului. Îmi iau copiii în brațe, bă, și mă trezesc cu un genunchi în... Am sărit cu viteză pe el, a venit și lei din pe la mai împins, că sunt jos, și a mai venit și ăla. Mamă, când i-a dat una, a făcut... Am ce să vorbesc când sunt tine. Plecă, să dau știu! Ce pe jos! Deci mâncarea nu i-a jos culcat. Deci a dat knockout. Câștigă Scărlătescu. Dar nu mă așteptam să câștige. Doamne, fărăște, am spus că la Roz.
Băi, nu pot să cred. Ăștia de la Auriu i-a bătut pe ăștia cu burgerul. Asta e cea mai tare. Adevărul că Scălătescu a avut un curry foarte bun. Da? Serios. Merita să câștige. Dar eu nu pot să-mi dau seama ce au făcut ăștia cu burgerul, frate. Noi am făcut mâncare după poză. Ce Dumnezeu e aceea? Dar tu știi ce gust? Până acum, doi burgeri au câștigat de fiecare betă. Nu înseamnă că burgerul nostru nu s-a ridicat la nivelul burgerului lui Gigi. Ia treia oară consecutivă care fugăm 4 și rămâne la 4. Dar nu înțeleg de ce. Al patrulea duel. Dumitrescu a ajuns și el pe la Bălăcean ca mine, cred. Da, e frustrant. Sper să mă salvez, să trec mai departe. La revedere! Echipa roz, n-a știut ce a lovit totodată. Rămas la 4, din nou. Am nu știu câta oară, consecutiv. Mi se pare iurea că nu reușim să depășim momentul ăsta de 4. Farfuria Aurie mi-a plăcut tot. Practic n-am găsit nimic să nu-mi placă de aici. Farfuria Aurie este foarte, foarte gustoasă. Și până la urmă, în final, cred că despre asta e vorba. Când te gândești la preparatul respectiv, să-ți lase apă în gură. Și mi s-a întâmplat treaba asta la acest preparat. Deci noi nu am mai putut să ne bucurăm, că ne concentrăm pe șef. A picat șef Scărlătescu pe jos, băi, băiatule! What the f***? Mi-a dat Scărlătescu și făcea... Lasă-mă, băi! Doamne ferească-ți, mă! Aduce stivuitorul! Ce? Sunteți bine? Ce? Sunteți bine? Adrian, nu știu cum dracu, a sărit direct cu genunchiul. A spus că eu l-am lovit, dar eu nu am mișcat picioarele. Mamă, ce mi-a dat o decizivă, cred că săracul a adunat 17 probe, a adunat și a zis, mamă, e moment, bang, acum, ia șef de aici. Eu? Iar întreba pe șef, băi, mă, merge să ridicăm pe săracul șef de jos. Bă, nu mai poate, hai mă să ridicăm. Bă, ajutați-l, mă! Lasă-l! Că avem noi grijă de el, că dați, băi, ce milă, băi, e bău de el. Hai, da! Eu? Felicitări că au câștigat, să citești câteva rețete în 5 minute și să câștigi battle-ul și să fii mai bun decât istoricul burger. Bravo lor! Munte are de unde să piardă, nu-i panică, nu? Are 5 în echipă, Dumitrescu are 4, Lasă, duceți-vă voi la duel, dragii mei. Până atunci, eu voi vă duc la bere, hai! La revedere, mergem la bere, sper să fie rece. Bine, noi știm ce avem de făcut. Baftă la duel. Păi știi ce avem de făcut? Suntem foarte aproape de semifinală. Semifinală de la care eu am pretenții foarte mari și sper din suflet să ajung în finală cu câștigătorul. Păi, îngătiți bine, da? Concentrați. Ei, lasă cu Buntea, că Buntea are de unde să piardă. Nu-i panică, nu? Are 5 în echipă. Dumitrescu are 4. Nu știu ce temă e. Hai, nu contează, îngătiți. Intrăm cu Rozu, ne batem cu Rozu. Lasă, că țipăm lui careva acasă. Nu ne lăsăm noi cu una, cu două. Spun sincer, nu sunt stresat. Sunt foarte bine psihic, sunt foarte concentrat și foarte focusat să merg mai departe. Voi știți ce aveți de făcut, nu? Sau ați uitat? N-am mai câștigat, dar mai țin. Este foarte ciudat ce se întâmplă. La revedere, mergem la bere. O să vă dăm cadre cu noi de la bere. Cum bem noi bere, așa că n-am mai băut bere de nică. Poate să-ți opresc din Trinitate sau din Burkina? Doamne ferește! Trească Dubaiu! Trească Dubaiu! Ce faci, șef, aici? Unde vrei? Stați cu noi la probă? Nu, că Titus nu se simte foarte bine. Și luați șef de aici. Din păcate, Titus încă nu se simte bine. Are fața plină de bube, nu știu ce are. S-a uitat asistenta la el, nu știe nici ceea ce are. Se vede pe fața lui că nu poate să mai ducă. Vreau să folosesc amuleta. Da? Și m-am gândit totuși să folosesc amuleta. Asta e când este un om bolnav, ce să faci, să-l lași așa, să se chinuie. Nu cred că e frumos și etic așa. Poți da imunitate uneia dintre concurenți, dintre concurenții tăi, în cazul în care echipa ta intră la proba individuală. Ok. Amuleta merge la Titus pentru că este bolnav, nu se simte bine. Am înțeles. Bravo! Bravo! Bravo.
Hai, gătiți-mi bine cu tine, acum repede, veni repede după tine. Mă simt foarte cum o scap pe căciulă cu câștigul ăsta. Nu mă simt salvat, gen să mă bucur că m-a salvat. Am luat cu capul jos, așa, cu capul plecat amuleta și am spus, vă mulțumesc din tot sufletul. Dacă simțiți că e nevoie, bine, dar eu pot să lupt, adică nu e nevoie să folosiți amuleta asta. Fui și la doctor Titus. Mi-am muiat sufletul cumva când am văzut că șef are partea asta de om bun și uite că și-o scoate de câte ori are ocazia la iveală. Și Titus chiar merită, e un băiat bun. De ce nu? Da, asta e, să scoatem pe Titus, să-l punem safe deoparte. Aveai niște bubițe, că a zis că poate o fi o alergie, o fi mâncat ceva greșit, dar Titus, de asta mi se pare ciudat, s-a simțit bine totuși. Șef cum are o inimă mare, că de-aia îl iubesc, l-a salvat. A folosit amuleta pe el, a mers la risc că poate să iasă oricine din noi, putem să avem o zi proastă cum a avut Manciu ieri. Dacă nu folosea amuleta pe el, poate avea șanse să plece acasă, așa că mai bine este mâine toți cinci, dacă vom reuși să trecem de duel. Nu, astăzi chiar n-am mai mâncat, adică astăzi am mâncat strict pâine prăjită, iaurt, adică... Nu mai am ce comenta și sper din toată inima ca toți patru să intre în bucătărie. Și cel mai important, să câștigăm mâine și dacă cumva intrăm la individuală, să-i fac cea mai tare farfurie de 15 puncte, că să merite naibii amuleta asta și să nu-l fac naibii de că nu merită nicio secundă. Sper din suflet să se întoarcă toți gri. Deci nu pot să mă bucur, vreau doar să treacă toți. Hai, dragii mei, mai aveți un pas. Îl treceți voi și pe ăsta. Argintul viu și rozul. Sunt toți foarte buni. O fi asta momentul în care să plec, să vedem ce avem de gătit. Important e să... Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.